Marius Iosipoi a marcat chiar în primul meci după transferul în Rusia. Tânărul mijlocaș a reușit un gol superb în amicalul contra lui Eniste, încheiat cu 1-1. Iosipoi, în vârstă de 20 de ani, a fost împrumutat de la Dacia Buiucani la o echipă din Moscova care luptă pentru promovarea în prima ligă. Marius Iosipoi a avut un debut senzațional în tricoul lui Veles Moscova. Tânărul mijlocaș a marcat singurul gol al echipei sale, contribuind decisiv la egalul contra lui Enisei. Către finalul primei reprize, Iosipoi a primit o pasă în extrema stângă, acesta a pătruns în careu și, cu un șut plasat la colțul lung, l-a învins pe portar. Siguranță, nivelul e mai bun și îmi pare că atitudinea e alta, chiar și la meciuri amicale. Toți luptă, toți parcă vreau să demonstreze. Așa tehnic și colegii m-au primit foarte bine din prima zi, adică asta e ceva normal, dar îmi place atitudinea lor față de mine. Am dus cu scop ca să nu mai întorc, pentru că aici e alt nivel, poți crește, poți demarca acolo. Marius Iosipoi a fost împrumutat de Dacia la Veles Moscova până în vara anului 2021. În momentul de față, echipa moldoveanului se află pe locul 6 în Liga 2 a Rusiei și păstrează șanse reale la calificarea în eșalonul superior.